Această persoană se trezește în fiecare zi și se organizează în așa fel încât să ajungă cu cel puțin 15 minute înainte de ora 8 la birou. Drumul până la birou nu ia mai mult de 20-30 de minute. Dar cu toate astea, din motive ce nu au putut fi controlate de acest domn, cum vedeți, dragilor, și cum bine știați și știm, nimeni nu este perfect și nu va fi vreodată. Acest domn într-o zi a fost nevoit să iasă la 8 fără un sfert din casă. Cum vă spuneam, punctualitatea pentru el este de mare preț. Vă dați seama că inima aproape ieșea din piept. Și a dat seama că va întârzia la servici. A început să alerge către birou. Cu chiu, cu vai, a ajuns la 8. Fără 2 minute. În fața biroului, stătea secretara sa. Uimită, văzându-l obosit, alergat, stresat, a întrebat ce s-a întâmplat. El i-a răspuns că ceva foarte grav. Aproape întârziase la servici. Atunci secretara, și mai nedumerită, l-a întrebat din nou. De ce atâta gravă? De ce atâta stres? Când dumnealui era directorul și nu avea niciun superior care să-l mustre, acest domn, dragilor, a răspuns. Ba da, mă mustră conștiința mea.